Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre situația dintre voi și situația pe termen scurt, viitorul pe termen scurt, evident, nu pe termen lung, pentru că acesta se schimbă continuu. Așadar, dacă acum v-ați primi un răspuns, eu mai vine puf de la bețișoarele pe care le ard și de la blănița pe care o mai port, așa mai zboară câte un puf din când în când. Voi aveți de ales între 1, 2 și 3. Am spus, vorbim pe scurt, încerc să fie așa o etalare mai scurtuță, pentru că sunt răgușită. Situația dintre voi, viitorul pe termen scurt. Repet, dragii mei, viitorul se construiește continuu în funcție de acțiunile pe care le manifestăm, gândurile în primul rând, gândurile, emoțiile și acțiunile pe care le manifestăm în prezent. Așadar, niciodată să nu vă bazați pe un verdict transmis de cineva în legătură cu un viitor pe termen lung, pentru că oricând și Dumnezeu și voi îl puteți modifica acel viitor. Așadar, hai să vedem. Numărul 1, 2 și 3, da? Să vorbim despre primul număr. Primul număr era acest set de cărți. În timp ce am amestecat, ce-a vrut să se arate mult special? 2 de cupe, 10 de bâte, 10 de spade, dar probabil că a consumat foarte mult o relație dintre nu o relație, o etapă din relația dintre voi doi, pentru că sunteți suflete perechi, clar, cu doi de cupe, sunteți suflete perechi, cel puțin unul conștientizează, dacă nu amândoi, și pentru că tot am zis 10 de bâte, probabil că a consumat din niște motive această atracție, această telepatie, această legătură profundă, eventual incapacitatea de a o manifesta așa cum ați fi vrut, probabil că a consumat și a dus la un sentiment și de trădare și de suferință prea mare care trebuie încheiată. Posibil ei, posibil voi, posibil amândoi, că în general la doi de cupe amândoi cam simt același lucru. Ați simțit și simțiți acest lucru. Ideea este că cu această mare preoteasă și valetul de spade nu prea se comunică, sau eu zic nu prea, dar poate să fie chiar deloc non-comunicare. Dar, pe de-o parte, unul stă și spionează și analizează valetul de spade, posibil iar interesant apă-aer, apă-aer, în ambele cazuri. Apă-aer, apă-aer, marcaj foarte mare între semne de apă și semne de aer, marcaș, nu zic musai zodii, și în primul și în primul rând, iar conexiune între lună și mercur, aș spune, da, între lună și mercur, felul în care comunicați verbal și felul în care comunicați emoțional. Din punct de vedere emoțional există telepatie, există intuiție, simțiți, simțiți. Dar când e vorba de exprimare verbală, chiar și în scris, lucrurile nu se manifestă așa cum ați fi vrut. Interesant este că totuși la capătul setului de cărți se dorește manifestarea acestei iubiri, dar pentru această manifestare trebuie să luptați, trebuie să vă transformați, amândoi să deveniți puternici, amândoi să țineți în frâu egoul, egoul care ține și de frică, ține și de mândrie, ține de foarte multe. Interesant că ați ales totuși pentru aceste de cărți medalionul care îl reprezintă pe Buddha, cu alte cuvinte, trebuie să crește spiritual. Dar, haideți să vedem. Acum începe metalarea, da? Numărul 1. O dată, de două ori, de trei ori. Tăiem și dați-mi voie să beau o gură de ceai. Dacă ați ști câte plante mi-am pus aici. Nici nu mai știu cum le-am pus, dar e bine, așa cum le-am pus, așa le-am pus. Ok. Nu, facem așa, o dată. De două ori, de trei ori, de patru ori. Arată frumos, nu? Am zis 10 de bute, ia uitați unde s-a oprit. Da, se consumă, vă consumă situația de față și pe voi și pe ei. Da, analizați, analizați.
Dragoste este, îndrăgostiții este dragoste foarte mare, atracție, dar nu este doar fizică, nu e doar atracție fizică, este mai mult decât atât. Nici prietenie, nici înțelegere emoțională, nici înțelegere mentală, deși acolo mai trebuie un pic lucrat la comunicare. Este mai mult decât atât. Posibil, energia masculină își dorește să intre în control și să manifeste victorie, să cucerească, să-și cucerească partenera, dar pentru acest lucru trebuie să mai gândească, să mai analizeze, pentru că până acum lucrurile au fost apăsătoare. Aș mai vrea încă o carte de aici. Ia. Pentru numărul 1, o carte de aici. De 2 ori. De 3 ori. Da, trebuie să vă susțineți într-un fel sau altul unul pe celălalt. Puteți această susținere să o manifestați și subtil. Telepatic. Am zis că există o energie lunară, Moonlight, 51, interesant că în oglindă 51 se vede ca fiind 15 fiind diavolul reprezentând obsesii, frici, mai ales frica de emoție. Și aici este, trebuie celălalt, unul dintre voi sau eu știu, poate chiar unul, doi, trebuie să depășiți această senzație de frică. Și în timp, să vă armonizați energiile, pentru că 5 și cu 1 înseamnă 6. 6 este numărul îndrăgostiților, al flăcărilor. Gemenele nu obligatoriu, dar este numărul lui Venus. Hai să vedem. Păi că am început să mă încălzesc chiar. Probabil că și voi vă încălziți, dar acum e vorba de o stare. Hai să vedem unde sunteți voi. Energia voastră. Vă simțiți părăsiți, părăsite. Da, asta e senzația de abandon. Unde sunt ei? Ia uitați. Și unul și altul suferiți. Suferă și ei, suferiți și voi. 3 de spate. Dezamăgire, rană sufletească. Cum vă văd ei? Ei vă văd în postura în care trebuie să alegeți. Să vă alegeți pe voi sau să alegeți relația sau să alegeți altă persoană. Unde îi vedeți voi pe ei? Interesant, 10 de monede. Probabil că îi vedeți căsătoriți, îi vedeți preocupați de bani. Foarte multe monede. Cu alte cuvinte, dorința de materializare. Aceasta este problema. Cum se materializează? Cum se materializează această relație, această situație? Hai să vedem totuși, înainte să mergem mai departe. De ce vă simțiți părăsiți? Numărul 1. Ia uite, 10 de... Exact unde îi vedeți pe... Vă simțiți părăsiți pentru că ei probabil că au o anumită familie, familia lor, familia din care, eu știu, în care au crescut. Jobul pe care încearcă să-l manifeste, abundența, stabilitatea fizică pe care se concentrează și din cauza aceasta nu vă oferă vouă suficientă atenție, aici este. De ce? Din cauza acestei 10 de bâte. Vă simțiți părăsiți. Probabil că dacă sunt căsătoriți, da? Sau responsabilități foarte multe acasă, cu părinții, cu frații, cu surorile, cu rudele, cu, eu știu, moștenirile, cu ce mai au, cu jobul. Poate nu e acasă, poate e jobul, da? Toate aceste lucruri apasă. Și n-au timp. N-au timp eventual. Mai dăm o carte. De ce vă simțiți abandonați? Unii dintre voi poate vă considerați că voi nu aveți suficienți bani pentru acești oameni. Poate spre multe cărți. Ei concentrându-se foarte mult pe această abundență și stabilitate financiară, moștenită, creată, construită într-un anumit parteneriat, variază,
către care știți că se concentrează foarte mult, probabil considerați că din cauza că voi n-aveți bani, nu vă acordă și vouă suficient atenție. Și atunci, într-un fel sau altul, poate să fie și provocarea voastră să creșteți financiar, să alegeți un 5, să mergeți spre 6, da? Spre echilibru financiar, eventual să faceți în așa fel încât chiar să jonglați cu două joburi ca să ajungeți și voi la un alt nivel financiar, dar totuși vorbim de relații. Voi sunteți aici în postura în care trebuie să alegeți. Alegeți eventual să-i așteptați, alegeți să stați. Nu doar să-i așteptați. Alegeți să stați în această senzație, nu musai de victimă, pentru unii poate să fie o tendință de victimizare, ia uite că iar mă părăsit, iar că nu știu ce. Dar senzația de abandon o alegeți pe aceea sau alegeți să vă reconstruiți, să vă reechilibrați. Odată ce ați ales din cele două din cele două monede, ați ales una, una merge ori către valetul de monede, reconstrucție, proiect în care investiți și creșteți, ori valetul și cu încă 5, da? 1 și cu 5, 6, echilibrarea voastră. Hai să mai vedem. Asta este. Da, căsătorie. Din ce motive? Posibil. Unul dintre voi să fie căsătorit. 10 de două ori. Pentru mine 10 de monede înseamnă căsătorie. Acum e confirmat de două ori apare și confirmat de marele preot, care reprezintă contracte. Contracte tradiționale. Un fel de a vedea foarte tradițional. E interesant să opri la împărat. Un fel de a vedea tradițional lucrurile, prea tradițional, prea strict, prea rigid, în condițiile în care aveți de-a face și unul și altul intuit simțiți că sunteți suflete speciale, perechi. Și acest lucru trebuie vindecat, această dorință de a controla într-un anumit fel. Nu mă să-i că vrea persoana respectivă să vă controleze, dar e o tendință de a se controla, de a-și controla, acțiunile în direcții pur fizice, financiare, mai bine zis, tradiționale, falsa stabilitate pământeană. Și când zic de pământean, zic de pământean, pentru că asta este 3D-ul, duce 8 de spade. Simțiți că ei nu, deocamdată n-au găsit, se simt legați. Eu cred că așa simțiți, că se simt legați pentru că ei suferă aici. Se simt legați de acest concept. 10 de monede. Poate de căsătorie, poate de familia, că și marele preot poate să reprezinte cineva din familie, un tată, o figură autoritară, un profesor, sau o influență masculină. Vai ce m-am încălzit. Rămâne de văzut dacă are legătură cu etalarea. Dar, în acest motiv, vă simțiți părăsiți. Pentru că știți că nici ei încă n-au găsit soluții, încă nu s-au deprogramat. Pentru mine acest 8 de spade reprezintă cartea programelor, pentru că e o transformare programelor mentale. Se simt legați în aceste gânduri. Da? Gândul fiind educația, cuvintele altora, alte gânduri au și aici. Și totuși, ei simt multă, simt ce simt, ia uite, intuiția. Intuiția le spune că voi sunteți tot ce au nevoie, speranța lor. Clarificăm 3 de spade. Deci ce simt ei? Ia uite-le, cum sunt, au venit mai repede. Știu că trebuie să aleagă 2 de bute. Am zis la un moment dat 2 de bute în loc de 2 de monede. 9 de bute și Marea Preoteasă. Intuiția le spune, apropo de lună. Intuiția. Poate și voi comunicați într-un fel. Am zis susținere emoțională, mentală, subtilă. Intuiția le spune să aleagă. Interesant, 9 și cu 1, 10, da?
Ce văd? Foarte interesant. Dacă aleg să stea, va fi din ce în ce mai greu pentru ei. Vor manifesta acest consum energetic, această apăsare. Dacă aleg să stea, dacă aleg să vină înspre voi, da, să după cum vedeți, cărțile așa au fost, să fie, să transmită un mesaj, privesc înspre voi. Dacă aleg să vină înspre voi, să comunice online măcar, vor reuși să materializeze un nou capitol, o nouă direcție. Ideea este că amândoi, oarecum, sunteți în postura în care trebuie să alegeți. Și voi știți. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-i așteptați pe ei să aleagă. Ah, ce frumos, unde s-a oprit la steaua și la 6 de cupe. Da. Au fugit de voi la un moment dat, pentru că era totul prea frumos. Ideea este că acum își doresc să mai spere într-o împăcare. Sau poate ați fugit voi. Vedeți unde sunteți. Hai să vedem. Energia din trecut, 3 de monede. Probabil că a fost 3. Probabil mai mult ca sigur. Dacă am 3 cărți cel puțin care arată căsătorie și apare 3 de monede. Și repet, dacă nu e căsătorie, poate să fie familia, poate să fie jobul, al treilea element. Da? 3 de monede în trecut, situația din trecut. În prezent, 9 de cupe. Aveți emoții, simțiți emoții și totuși sperați. Sperați că va fi bine. Poate unul dintre voi să aibă tendința să bea. Ia să vedem 9 de cupe. Ce vrea să spună 9 de cupe? Asta pentru că posibil, în mod special acest personaj, da? Acesta de aici. Pentru că aici a apărut steaua. Să spere. Să spere la o împăcare. Ia clarificăm 9 de cupe. 9 de cupe în prezent. Există speranță. Există... un soi de euforie emoțională când vă gândiți unul la celălalt. Chiar dacă suferiți. Dar clarificăm 9 de cupe, totuși. Nu sunt multe. Dar am văzut 4 de bute. Dorința... Mai. Se dorește foarte mult comunicarea. Chiar dacă până acum nu s-a manifestat. Sau nu a fost suficientă. 9 de cupe. Clarificăm 9 de cupe. Asta e. Ia. 9 de cupe. Cineva tot speră că veți fi fericiți chiar dacă acum în prezent, regretați și unul și celălalt. Și unul și celălalt plângeți. Pentru că au fost 3 cupe, au fost 3 monede, au fost 3 subiecte în această poveste. Să zic subiecte ca să nu vă fixez musai pe persoane, da? Situații. În această situație au fost 3 subiecte. Relația nu s-a povestit în 2, ci în 3. Ideea e că puteți să vă întoarceți, să reconstruiți doar voi doi. Dar rămâne de văzut când. Totuși există această speranță în prezent. Mai dăm pentru 9 de cupe. Poate că cineva a stat prea mult cu prietenii și a băut și... Deocamdată n-am văzut chiar așa multe excese. Eu cred că este mai degrabă speranța. Am zis eu că n-am văzut excese, uite că apare excesul și diavolul. Da. Trebuie să alegeți. Ce faceți? Există o tendință de obsesivă între voi. Există obsesie. Mai este și o relație karmică. Nu doar o obsesie, dar este o relație karmică. Da. La capătul setului de cărți, 2 de cupe. Ce am văzut mai devreme? Aici sunteți voi, 2 de cupe. Celălalt trebuie... amândoi trebuie să stați să analizați. Să vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă în prezent și să analizați cum să materializați această întâlnire. Cum să alegeți, dragii mei? Interesant. Cum s-a așezat. Aveți de ales. Aici este. Speranța aceasta se poate manifesta în funcție de ceea ce alegeți. Dacă...
Și aveți două cărți care reprezintă numărul 2. 2, 3 și îndrăgostiții. Ambele reprezintă alegeri. Sunteți undeva la intersecție de drumuri. În această perioadă trebuie să ori ieșiți din regrete, din dor, din doliul acesta emoțional pe care îl lipsiți, îl simțiți în lipsa celuilalt, sau să alegeți să manifestați această relație, dar mare grijă, pentru că e totuși un diavol, există o tendință nesănătoasă. Ia, am vorbit de 15 și 51, vedeți cum s-a arătat, da? Mai întâi trebuie vindecate niște lucruri. Hai să vedem în viitor. Ia, uite, păricica mea s-a mișcat. În viitor, valetul de spade. Nu apare comunicare nici pe viitorul de scurtă durată, scuzați-mă. Adică următoarele săptămâni sau următoarea perioadă. Nu apare o comunicare foarte puțină. Poate pentru unii va fi o comunicare foarte redusă. Mai degrabă vă veți urmări într-o formă sau alta, online. Hai să vedem totuși valetul de spade în viitorul acesta, pe termen scurt. Ia. Aici este. Trebuie să se ajungă la comunicare. Interesant. Înseamnă că în viitor apare, se trece de la valetul de spade pe care l-am văzut chiar de la început, vă aduceți aminte? Comunicarea aceasta poate imatură, poate insuficientă, la o înțelegere, se va ajunge la o înțelegere a unor lucruri. Ia. Regele de spade, 9 de cupe, iar 9 de cupe și hai să mai vedem ce. Și încă ceva, mai dăm o carte. Vezi că pachetul are mai scurtă, dar nu sunt multe. Deocamdată acest personaj trebuie să înțeleagă. Posibil unul dintre voi să fie independent, 9 de monede. Și celălalt mai puțin independent. Să fie într-o legătură contractuală, să zicem. De care implică multe obligații. Dar în viitor se va înțelege totuși că există dragoste, că țineți. Cel puțin energia masculină, regele de spade, este o energie masculină, rațională. Acest personaj va înțelege că ține foarte mult la această relație de suflet și rămâne de văzut cum va acționa. Posibil cu regele de spade să comunice totuși despre ceea ce simte și despre faptul că ține la voi, să iasă din zona de tăcere sau de exprimare prea sumară a sentimentelor sale. Ia uite, 2 de bâte, extraordinar, a doua oară apare 2 de bâte. Deocamdată aici este, asta este stadiul în care sunteți. Nu doar 9 de cupe, să zic, la ce se lucrează în acest moment? La 2 de bâte, la această intersecție de drumul. Și unul și celălalt sunteți în această intersecție. Interesant. Casa. Home. Dați-mi voie să mă uit. 27 poate înseamnă ceva pentru unii dintre voi. Dar ce înseamnă exact? Aici este. Sunteți amândoi la o intersecție de drumuri. Trebuie să alegeți drumul care duce către casa. Casa sufletului vostru, de fapt. Da? Unde vă simțiți voi acasă? Vă simțiți acasă unul în preajma celuilalt. Acolo aveți senzația de pace, de securitate, de stabilitate, de
senzația că vă aparțineți unul celuilalt. Se zice că această carte reprezintă o invitație să experimentați ceea ce simțiți că vă oferă securitate. Vă invită să trăiți într-un mod confortabil, fără să vă pese de ce se întâmplă în lume sau în jurul vostru. Până la urmă, confortul și senzația de bine este... este foarte necesară. Uneori, cel puțin în acest stadiu. Oricum, casa, cam avem niște cărți care sugerează casă, dar această carte, în mod special, acestea nu sugerează casă bazată pe dragoste, nu, ci pe nevoi financiare, pe construcții financiare. De fapt, adevărata casă, am zis, o simțiți împreună, unul lângă celălalt, pentru că acolo vă simțiți iubiți. Din acest motiv, alegerile pe care le faceți în acest moment sunt foarte grele. Sunt grele. Eu am transpirat toată. Da, cam asta este deocamdată. Sper că v-a plăcut. Sper că v-a fost de folos. Deci am zis că este situația dintre voi în această perioadă. Viitorul pe termen scurt. Cam asta este pentru numărul... numărul 2. Hai să vedem numărul 2. Cei care ați ales numărul 2. Cei care ați ales pietricica albastră, aqua marină. În timp ce am amestecat, au vrut să se arate niște cărți. Mesaj în plus, înainte să începe talarea. Iar 2 de băte. Unul dintre voi trebuie să aleagă. Unul dintre voi a fugit de exprimarea. Emoțiilor și pasiunii pe care o simte pentru celălalt. Există în această poveste o energie masculină, regele de bâte, și nu mă refer la Zodii, nu. Este o energie masculină plină de pasiune, de creativitate, de sexualitate și de încredere. Da, poate vă vine să credeți, nu vă vine să credeți. Acest personaj are încredere în el și totuși nu a exprimat. De ce n-a exprimat regele de bâte, atracția și emoțiile pe care le simte față de nouă de monede, de persoana independentă, doamna, domnișoara, ce-o fi, da, că poți să fii și doamna independentă. Nu înseamnă că dacă ești doamnă, ești căsătorită. Pentru mine mi se pare un absurd. Da, în fine. Da? Există o doamnă independentă și un bărbat foarte autoritar și plin de încredere în el. Și totuși, există o romanță, există emoții, cavalerul de cupe, și totuși s-a fugit de această exprimare. Pentru că trebuie să se aleagă o nouă direcție. O nouă direcție în această relație eventuală. Această relație provoacă cel puțin o persoană la o schimbare de macaz, nu? Macaz. Numărul 2. Situația dintre voi pe termen scurt. Ia uite, 2 de cupe. Sunteți și voi, suflete perechi, provocate să vă regăsiți. La capătul setului de cărți aveți puterea. Da, vă temperați, 7 de monede și puterea. Cred că amândoi vă temperați, poate că unul are tendința să fie mai precaut și dacă celălalt este foarte precaut și se reține, într-un fel sau altul, îl provoacă și pe celălalt să adopte aceeași
oarecum aceeași atitudine. Ideea este că această reținere vă forțează într-un fel sau altul să creșteți, să vă transformați, pentru că opt înseamnă transformare, să vă transformați ego-ul, să vi-l înțelegeți. Ego-ul fiind și frică, dar și mândrie. Și puterea de a acționa și puterea de a nu acționa. Și să înțelegeți cu compasiune de ce, uneori, acest ego atât de desperiat uneori, da? Devine de fapt nu o jucărie, o ființă care are nevoie de înțelegere. Dacă ar fi să, am zis ființă, dacă ar fi să personalizăm ego-ul într-un fel sau altul, așa cum e personalizat prin acest leu, da? Devine de fapt o fiară, așa zis, o fiară, care de fapt are nevoie de înțelegere. Nu e chiar atât de fiară. Vrea să impresioneze, vrea să intimideze, tocmai pentru că nu vrea să se vadă cât de vulnerabilă este în fața iubirii, în fața unor situații. Coming apart. Interesant. Probabil că sunteți separați în această perioadă. Posibil. Unde sunteți voi? Moartea. În plin proces de transformare. Voi ați hotărât că s-a încheiat probabil situația, probabil că sunteți foarte... Aveți tendința, aveți marcaj clar în Scorpion, ca mine. Aveți tendința de a spune ori totul, ori nimic. Dacă nu se poate, se poate. Ok. Unde sunt ei? Roata norocului, interesant. Încearcă să schimbe energia. Voi sunteți foarte dramatici și foarte intenși. Asta este parte din temperamentul vostru. Ei în această situație se văd în postura în care trebuie să schimbe ceva în viață. Am vorbit de transformare. Transformarea nu poate să vină fără schimbare, da? E ceva care merge mână în mână, nu? Chiar dacă sunt nuanțe diferite. Posibil cealaltă persoană să aștepte un anumit timp. Oricum, consideră că întâlnirea dintre voi este karmică, este predestinată, mai bine zis, să-mi aleg bine cuvântul, este predestinată și vom vedea unde duce, o să clarific. Cum vă văd ei? În tăcere, eremitul, gândind, meditând. Aici sunteți voi. Poate că v-ați însingurat, datorită reacțiilor și atitudinilor. Nu stau să caut motive. Sau poate o să clarific. Dar, moartea și eremitul. Considerați că în acest moment, această relație nu poate să meargă așa cum a mers până acum sau în stadiul în care s-a prezentat. Trebuie transformată. Voi vreți să vă regăsiți direcția. Poate considerați că v-ați pierdut sau ați pierdut prea mult timp. Vreți să analizați ceva. Rămâne de văzut dacă are legătură cu relația sau poate voi știți. Poate aveți multe lucruri de analizat, poate vreți să și studiați niște lucruri. Dar ei cum vă văd pe voi? Văd foarte înțelepți. Foarte înțelepți. Foarte meditativi. Cum îi vedeți voi pe ei? Judecata. Interesant, amândoi gândiți, amândoi aveți cărți care arată judecata și analiza. Unde vedeți pe ei? Îi vedeți în postura în care trebuie să renască. Și pentru acest lucru voi tăceți și vă vedeți de steaua voastră, de direcția voastră, de vindecare, de shadow work, de lucruri cu umbrele și cu fricile voastre. Pentru că știți că
dacă sunteți suflete perechi sau flăcări gemene, lucrând cu umbrele voastre, cu fricile, cu neîncrederile, cu, eu știu ce, alte aspecte mai puțin plăcute ale caracterului vostru, puteți să-i ajutați și pe ei să se renască și să crească. Interesant, într-un fel sau... Am senzația că vă oglindiți. Foarte, foarte intensă energia de la capătul setului de cărți aveți arcană majoră, la primele cărți ați avut arcane majore, energie foarte intensă. Probabil că, nu probabil, sunt convinsă că și unul și celălalt aveți un marcaj. Sau mai bine, care e cuvântul? Nu, îl marcați pe celălalt pe viață. Pentru că această întâlnire dintre voi s-a întâmplat tocmai ca să creșteți. Dar, repet, creșteți împreună, prin compasiune, nu prin ego. Dar unul care probabil a manifestat mai multă mândrie sau mai multă frică, trebuie să învețe. Să-și schimbe atitudinea, să-și asculte ei, trebuie să-și asculte intuiția. Ca să poată să provoace schimbarea. 10 și 20, interesant. Hai să vedem unde e situația dintre voi în trecut. Da, 4 de monede. Țineți foarte mult unul la celălalt, dar unul dintre voi nu s-a deschis suficient. A ținut poate prea mult la bani, prea mult la relațiile karmice sau relațiile acestea, aș spune musai karmice, ar fi tradiționale, la un fel de a fi mai rigid, da? Unul dintre voi probabil. Deși țineți unul la celălalt foarte mult, posibil nici unul, nici celălalt nu ați arătat suficient. Hai să și clarificăm, da? Ia, clarificăm moartea. Deci unde sunteți voi? Am zis, ia uite. Trei de bâte, ia uite și puterea iar. Iar în plin proces de transformare. Încercați să vă căutați cu eremitul speranța, steaua. Trei de spade, trei de bâte, regele de spade și mai dăm o carte. Ce face asta? Unde suntem? Iar doi de bâte, parcă mai văzut. Încercați să sperați și să tăiați legătura cu tendințele voastre, ale voastre în general și ale voastre în relație cu acest personaj, tendințele adictive, da? Există o tendință obsesivă și a voastră față de ei și a lor față de voi. De-aia vă și oglindiți și încercați să o înțelegeți și să tăiați legăturile cu regele de spade ca să puteți să sperați. Clarificăm roata norocului pentru ei. Dacă vi s-au părut toxici, încercați să îi înțelegeți. Eventual, unii dintre voi proiectați un soi de speranță în capacitatea lor de a se elibera de toxicitate. Marele preot. Roata norocului a fost clarificată de Marele Preot. Mai dăm 7 de monede. Și încă o carte. Și încă o carte. Sunt multe cărți. Dar au legătură. Ia uite. Sunt dezamăgiți, sunt într-o căsnicie eventual sau într-un contract cu justiția.
sunt într-un contract care le aduce multă suferință. Și voi știți, voi știți. Logic îi înțelegeți că sunt acești oameni, că sunt într-o altă legătură toxică. Poate că îi așteptați într-un mod, nu neapărat că stați, așteptați să vină. Așteptați să se transforme. Știți undeva, într-un mod subtil, că se vor transforma mai devreme sau mai târziu. Dar haideți să vedem energia lor. Această roată a norocului, ce trebuie să schimbe. Ei sunt aici, în Marele Preot și 7 de monede. Sunt foarte precauți pentru că sunt, iar că sunt foarte căsătoriți, am zis. Sunt foarte căsătoriți, dar căsătoria nu e prea grozavă. Voi știți că nu e grozavă. Plus că au fost educați într-un anume fel și trebuie să învețe să schimbe felul de a acționa. Trebuie să vindece. Ce trebuie să vindece? Uitați! Trebuie să vindece această atitudine pasivă, eventual, tradițională. Faptul că sunt plictisiți și răniți. Ia uite! Căsnicie, justiția sau contract, poate să fie și la locul de muncă, da, în care sunt dezamăgiți, iar contra căsnicie, în care sunt plictisiți, în care au muncit și au obosit. Da. Asta trebuie să schimbe ei. Asta trebuie să schimbe, de fapt, să vindece ca să se poată produce schimbarea. Trebuie să învețe să-și asculte intuiția. Ca asta și voi vedeți. E cazul să renască. Și poate că ascultă, poate și ascultă intuiția, poate încep și ei să devină un pic mai spirituali, că probabil că n-au fost. Vedeți unde sunteți. Dar în principiu aici vorbim despre ei. Da? Și în ce sens ar trebui să schimbe direcția? Să aleagă, iar. Să aleagă. Ce fac? Manifestă o nouă relație cu voi, valoroasă, pe termen lung, stabilă, sau stau în acest mediu? Ia uite. În acest mediu în care se stresează, suferă, nu se mai cunosc, nu se mai regăsesc, din cauza că așa au fost educați, să facă lucrurile conform, eu știu, unor preconcepții culturale, tradiționale, financiare, da? Asta trebuie să schimbe. Hai să vedem eremitul. Am zis cum vă văd ei. Ei vă văd pe voi acum ca niște eremiți. Eremit. Eremitul e o carte foarte... Toate cărțile au fost puternice, da? Carte foarte puternică. Ia, doi de cupe, ce frumos! Clarificăm eremitul. Mai dăm o carte. Sunt suficient? Păstrez? Hai să o păstrez. Ia uitați cum au venit cărțile. Deci, eremitul. Eremitul este în călătoria sa spirituală. Voi vă cunoașteți misiunea. Steaua voastră vă ghidează și nu doar că vă ghidează pe voi, îi ghidează și pe alții. Am senzația că... Este foarte posibil. Bine ar fi să vă urmărească în călătoria voastră spirituală, pentru că au multe de învățat, așa zic eu. Ideea este că eremitul, poate că stați undeva mai izolați, izolate, mai ascunși, sau v-ați acoperit o parte din lumina pe care o obișnuiați să o dăruiți, ați acoperit această lumină pentru a o redirecționa. Ideea este că ei știu că sunteți suflete perechi și știu că și voi știți. Știți cum e? Eu știu că tu știi și tu știi că și eu știu. Asta este. Și analizați la această legătură dintr-o perspectivă foarte profundă, spirituală. Căutați direcția acestei legături în această tăcere.
pe care o manifestați în relație cu ei. Și asta pentru că sunteți dezamăgiți. Sunteți dezamăgiți de probabil felul în care s-au purtat, poate că ei au fost toxici, într-adevăr, dar totuși sperați că se vor transforma. Există un soi de speranță. Și cum vă văd? Vă văd că în această tăcere, sau aparentă tăcere, tăcere față de ei, în mod special, voi aveți această capacitate și încredere, încredere în voi, da, să mergeți și să acționați, mergeți, să acționați tot aia, înspre lucrurile care vă aduc satisfacții, înspre manifestări creative, pentru că știți, că și știu, da? Că manifestând această energie plină de încredere, de creativitate, de înțelegere, de compasiune, într-un fel sau altul atrageți, îi atrageți. Atrageți împăcarea, atrageți vindecarea acestei relații într-o formă sau alta, pentru că șase de cupe înseamnă și vindecare și ei știu că și ei trebuie să se vindece. Înțelegeți, e complexă treaba, dar nici ei nu sunt proști. Deci așa vă văd ei, dezamăgiți de această relație, din cauza lor. Dar încrederea pe care o aveți în voi, în capacitatea voastră de a manifesta abundență, creștere, da? De a merge către exprimarea femeii divine din voi, dacă sunteți doamne, sau către energiei feminine din voi, nu contează ce sunteți, bărbați, femei, această redirecționare a voastră atrage mai devreme sau mai târziu împăcarea lor. Împăcarea voastră, pardon. Interesant. Da, analitici. Pregătiți de vindecare sau un prim proces de vindecare. Clarificăm judecata pentru ei. Și am zis că fac etalarea mai scurtă. Ia uite, judecata, 5 de spade. Clarificăm judecata. Ia uite. Asta este. Asta este. Foarte și ce rapid a venit. Da? Unde sunt ei? Sau cum îi vedeți pe ei? Ei trebuie să judece. Ei trebuie să judece. Și probabil că asta fac. Judecă. Ce au făcut? Au făcut jocuri mentale? Au preferat să stea, au ales pe altă persoană? Au ales să stea în preajma oamenilor care le aduc stres, da? Și suferință? Da? În loc să ofere dragoste și să fie expresiv din punctul acesta de vedere. Și exact asta au produs. Au produs separarea. Separarea care v-au făcut, da? Să hotărăți, ok, punem punct și îmi văd de drumul meu, de creșterea mea spirituală. Dacă această relație între sufletul meu pereche, flacăra mea gemenă, mi-aduce dezamăgire, am încredere că mi-o găsi eventual alt suflet pereche, mai o altă variantă. Și aici s-ar putea să fie foarte îngrijorați că vă găsiți o altă pereche, șase de cupe, cu care puteți să aveți o creștere spectaculoasă. Însă, a venit așa mesajul brusc. Voi, unde vedeți? În postura în care trebuie să înțeleagă, să judece. Măi, ce ai făcut? Trezește-te, este un turn, trezește-te, separarea dintre noi, din ce motiv a fost produsă? Cu siguranță n-a fost produsă din cauza că ai oferit dragoste, ba din potrivă, că ai oferit conflicte mentale, că te-ai gândit prea mult ce să faci, cum să, da? Și atunci, ce vrei să alegi? Nu? Cum vrei să produci schimbarea? Trebuie să înțelegi ce ai făcut. Trebuie să înțelegi judecata, să judeci. Să-ți vină momentul ăla, wow! Din cauza asta s-a produs, de fapt, separarea. Și? Ce să facă? Ia uite, moartea. Moartea acestei relații să aducă transformarea, de fapt, într-o direcție mult dorită. Prea fericirea voastră. Prea fericirea. Prea fericitul. Prea fericiții. Prea fericiții, robii, dar nu vreau, că nu sunteți robi, dragii mei, sunteți împărați și împărătese. Haideți să ieșim din acele norme tradiționale. În continuare, unde sunteți? Situația în prezent, cavalerul de pute. Probabil că unul a fost mai aventuros, mai jucăuș, da? Dar, hai să vedem totuși, cavalerul de pute în prezent, ce înseamnă? Vine cineva, vine vreunul dintre voi? Nu am văzut până acum niciun cavaler.
poate apare o altă energie nouă, mai ales în partea voastră, în departamentul vostru. Cavalerul de bâte în prezent, situația dintre voi. În primul și în primul rând trebuie să aveți amândoi încredere. Cavalerul de bâte are încredere, da? Trebuie să preluați, nu știu cât comanda, trebuie să intre unul dintre voi în acțiune. A trebuit să se acționeze. Am văzut și 5 de bute. Cine vrea să manifeste această relație, trebuie să fie mai... mai încrezător. Sunt multe. Clarificăm cavalerul de bute. Iată. Asta este. De ce în această perioadă relația dintre voi trebuie să se schimbe și voi ați considerat gata? Relația a murit, vechea relație a murit. Eu merg către misiunea mea spirituală, către femeia divină, către abundența mea. Dacă e cu tine, bine. Dacă nu, ar putea să fie cu un alt suflet pereche, că avem și 2 de cupe și 6 de cupe. Da? Pot să fie 2 relații diferite. Ei trebuie să se trezească. De ce s-a manifestat separarea? Pentru că au fost jocuri mentale, pentru că au ales pe altcineva. Au ales relațiile tradiționale sau au ales să nu investească în această legătură spirituală. Da? Posibil și asta, da? Au ales, la un moment dat în trecut, să nu investească. Au stat și s-au uitat la această relație spirituală și au zis, mă, să investesc, să nu investesc. Am venit cu altă versiune, cu altă nuanță. Dar, în prezent, cavalerul de bute, dacă ei au fost prea jucăuși, prea trecători, se blochează această atitudine și din partea voastră, mă spigial, cu această moarte, da, și eremitul, voi blocați într-un fel sau altul atitudinea asta, pentru că nu se cuvine. Da? Și știți că trebuie să vină vindecați. Și să vină vindecați înseamnă să vină stabili, serioși, cu gândul să construiască ceva pe termen lung, ceva durabil. Viitorul? Ah, ce frumos steaua! Wow! Nu vreau să vă creez iluzii, dar steaua reprezintă predestinare. Nu doar vindecare. Dar hai să clarificăm. Ia să vedem. Hai să vedem și în prezent. Și soarele. Aici este. Trebuie să aveți. Aveți încredere în voi. Cu cât manifestați această încredere în voi, optimism, voie bună, abundență, cu atât, repet, îi vindecați și pe ei și îi ajutați să se transforme. Probabil că faceți parte dintr-un cuplu, gen, flăcări, gen. Ne clarificăm steaua. De-aia apare la voi 3 de bute speranța. Sperați că, dacă sperați că se vor vindeca, se vor vindeca. Dacă nu sperați, nu se vor vindeca și asta e. Și nu vor putea alege. Și vedeți că totuși temperanța apare aici, la ei. Temperanța, vindecarea, echilibrarea. Clarificăm steaua. Asul de spade. Aici. Se va comunica. În momentul în care se vor vindeca oarecum o parte din traume, din tendințe, măcar o parte din ele, se va comunica. Interesant magicianul. Nici n-aș mai vrea să mai aduc, ia uite, câte alte arcane majore, soarele, da? Va fi fericire, va veni cine? Va veni. Cine trebuie să vină? Va veni cine trebuie să vină cu niște scuze, cu valetul de cupe. Va face alegerile necesare, da? Ca să producă schimbarea. Nu doar alegerile, va și acționa, pentru că faetonul acționează. Cu mașină sau fără mașină, va veni într-o direcție în care se va manifesta adevărul. Ce frumos! Wow! Și fericirea. Interesant, 15. 15 pentru mine este diavolul, dar probabil că dorința cuiva... de a fi independent, a întârziat
manifestarea aceasta. Hai să vedem totuși 15 ea. Da. Sau poate nu a întârziat. Poate nu este cuvântul. Sau, posibil întârziat să fie cuvântul potrivit pentru unele dintre voi, unii dintre voi, și pentru alții este chiar o direcție pe care este bine să o urmați. Păstrați-vă independența, cum am spus mai devreme, aici, la Eremitul, pentru că ei așa vă văd. Vă văd plin de încredere, plin independenți, independente, da? Mergeți către abundența voastră și ei vor veni la un moment dat, se vor alătura vouă. Se vor alătura vouă. Pentru că n-au cum. N-au cum. Pentru că împreună sunteți lumină. Sunteți puternici, uitați. De la început. Sunteți puternici. Foarte frumos. Foarte frumos. Nici nu mă așteptam. Sper că v-a plăcut. O să pun cărțile deoparte. Deci, viitorul pe termen scurt, am zis, va fi o victorie, va fi comunicare, în special. O comunicare care aduce vindecare, aduce speranță, aduce lumină, aduce, comunicarea în sine va aduce soarele, da? Aduce lumină, bucurie, momente frumoase împreună. Hai să vedem, cei care ați ales numărul 3, această floricică. La fiecare set de cărți au fost mesaje în plus. La acest set de cărți a apărut în mod special steaua. Steaua, poate că e distanță între voi, poate că e distanță. Dar e și multă speranță. Speranța că veți fi împreună, că veți avea o relație frumoasă. Poate că cineva lucrează în domeniu, eu știu, evenimentelor publice, distracție, entertainment, chestiuni de genul acesta. Poate, da? Persoană publică care creează evenimente distractive, aduce bucurie multor persoane. Acum, ce ar mai fi? Ar fi că cel puțin unul dintre voi speră că veți fi împreună într-o relație stabilă care va manifesta abundență și bucurie. Cel puțin unul dintre voi speră la această relație. Unul dintre voi visează că sunteți flăcări gemene. La capătul setului de cărți, Marele Preot. Vine foarte greu. Acest personaj la care vă gândiți, dacă este un rege de băte, dacă este o persoană cu patru de băte și steaua, dacă este o persoană plină de pasiune, care atrage atenția, sexy, mai mult sau mai puțin, are și niște invidioși în preajmă și știe că relația în sine va atrage multe invidii și în acest motiv trebuie să vină, trebuie, este, într-un fel sau altul. Consideră că trebuie să vină foarte precaut, să-și gândească bine pașii, pentru că vrea stabilitate. Da, vrea stabilitate cu Cavalerul de Monede și Marele Preot. Vrea stabilitate pentru că vă apreciază foarte mult și apreciază relația dintre voi. Ca fiind ceva special, o relație, un contract spiritual. Băi, deci, unul dintre voi, care o fi acela, vede această relație într-un mod excepțional, de frumos, de profund. Este marcat de această întâlnire și această relație. Hai să vedem. Ceva nu merge. Mai vedem. Facem să meargă. Bănuiesc totuși faptul că ați ales această floricică, că relația în sine va înflori într-un fel sau altul, la un moment dat. Hai să vedem numărul 3. Am zis că fac etalarea scurtă, dar ce iese? Ia uite, puterea, sunteți, trebuie să vă transformați. Am vrut să iau două. Hai să fie două. Erau să... La capătul setului de cărți. Dezamăgire foarte mare.
Femeia divină, împărăteasa, cine este aici împărăteasa, este foarte dezamăgit pentru că celălalt a refuzat implicarea în relație. Dar de ce a refuzat? Din cauza fricilor, din cauza unor adicții, din cauza unui mediu toxic, din cauza unor contracte. Care, posibil, încă sunt nevindecate. De-aia apare și steaua. Nevoia de vindecare. Un mesaj. Pentru numărul 3. Interesant, aceeași carte a apărut și la numărul anterior. Rămâne de văzut ce alte cărți apar. La capătul setului de cărți, numărul 2. Grădinarul gentil. Investiți cu grijă în voi și lucrurile se vor arăta de la sine. Interesant. Deci, unde sunteți voi? 4 de bute. Am zis, și are legătură cu această carte care reprezintă independența. Rămâneți independenți și unul și celălalt probabil că sunteți independenți, dar vorbim despre voi acum, cu 4 de bute. Rămâneți prietenuși și manifestați această stabilitate plăcută, nu doar cu ei, ci cu toată lumea. Unde sunt ei? 6 de bute. Interesant, 4 de bute, 6 de bute. Amândoi atrageți atenția, amândoi sunteți în... Lucrați eventual cu publicul, în domenii creative, amândoi sunteți foarte creativi. Ha, ce drăguți! Posibil ei să fie totuși în căutarea voastră, văd. Ei să fie în căutarea voastră. Voi păstrați-vă stabilitatea că ei vă vor găsi. Stabilitatea și independența. Dar amândoi sunteți independenți. Cum vă văd ei? Valetul de spade. Și cum îi vedeți voi? 6 de monede. Ei vă văd în postura în care... Poate ați început să vorbiți puțin după o perioadă de tăcere, poate. Dar foarte puțin, așa, minim. Bună, bună, ce mai faci? Ceva de genul acesta. Dar valetul de spade aici este foarte... Aș spune precaut, nu mi se pare deloc imatur. Este precaut, după cum se uită doamna domnișoara, nu? Se vede. Mi se pare foarte atent la detalii, la lucrurile subtile care sunt neexprimate. Vorbiți puțin, dar încercați să sugerați mai multe, așa mi se pare, doar o să clarific. Cum îi vedeți pe ei? Probabil că încercând să se echilibreze și financiar, dar cu multe lucruri de făcut, eventual între ei... Trebuie să-și ofere și lor și altor persoane, eu știu ce, interesant, poate să fie contract. Poate să aibă un contract la locul de muncă. 6 și 6, 6 ține de casă de muncă, de casa muncii. Da, probabil să fie un contract la locul de muncă în care trebuie să întrețină, să distreze oamenii ca să-și echilibreze finanțele și atunci trebuie să facă mai multe lucruri. Dar, tocmai pentru că atrag atenția, probabil că știți că mai iau pe alte persoane în preajmă, cărora oferă parte din energia și din finanțele lor. Și atunci voi sunteți mai precauți. Voi păstrați-vă stabilitatea, da? Și vorbiți, așa zic ei, că vorbiți puțin. Și mai degrabă investigați. Am senzația că... Probabil că ei credeau să clarific. Cred că urmăriți ceva. Situația dintre voi, 10 de monede, în trecut. Dar ce interesant, acum eu văd altceva. Am senzația că ar putea să fie un trecut dintr-o altă viață. Este ca și când, doamnelor,
poate și domnii, nu știu, unul dintre voi, parcă ar fi citit în cărți că veți fi împreună, veți avea o familie, oh, ce frumoase cărți! Wow! Dacă ați fost, măi, ce carte! Acum o observ altfel în acest context. Aș citit undeva, într-o carte, într-un oracol, da? Că ați fost împreună într-o altă viață și urmează să fiți într-o altă viață împreună. Dar haideți să vedem în prezent unde sunteți. În prezent sunteți independenți, interesant! 9 de monede, 9, independența este aici și am zis că amândoi. Vă concentrați pe creativitatea voastră. Hai să și clarific. 9 de monede. Deocamdată, niciunul, nici celălalt nu vrea să intre în această, în vreun contract. Ah, în vreun contract. Vă apreciați independența, vă apreciați creativitatea. Și asta e fain, înseamnă că vă înțelegeți. Dar hai să și clarificăm, da? Ia să clarific un pic. Unde sunteți voi? Că la toate nu le-am clarificat. Unde sunteți voi? Unde sunteți voi? 4 de bâte. Clarificăm 4 de bâte. Asta vreau să iasă. Turnul. Și am văzut și asul de spade. Voi aveți o trezire. O trezire. O înțelegere a unor lucruri. Poate tocmai ce am zis mai devreme cu 10 de monede. Știți că veți fi împreună într-o viață. Rămâne de văzut viața asta ce veți face. Interesant. Turnul, 0 și mai ce? Unde sunteți voi? Cercați să luați într-o nouă direcție. Poate vreți să... Da, apa... Aveți o nouă idee cum să creați niște relații. Vreți să ieșiți, da. Vreți să ieșiți din această stare de dor. Vă este dor de ei, vă este dor. Regretați că ceva nu s-a manifestat, dar vreți să manifestați ceva nou în viața voastră, care să vă creeze stabilitate și nu doar stabilitate, să aduce stabilitate eventual și altora. Și știți cum e? E o chestiune de secret de manifestare. Dacă voi știți că aveți stabilitate și creați stabilitate celor din jur prin contractele sau, eu știu, proiectele pe care le aveți, știți că asta va manifesta o relație stabilă cu această persoană sau cu, eu știu, cine vreți voi, da? Într-un fel sau altul. E o chestiune de manifestare. Mai dăm o carte. Ce cu acești 5 de cupe? Nu o carte peste acest 5 de cupe. Ați plâns mult după această persoană, unii dintre voi. A fost o separare bruscă, eventual. Dar acum v-ați găsit echilibru. Eventual, prin prieteni, prin proiecte, prin creativitate. Și totuși mai vrem o carte pentru acest 5 de cupe. Ups! Da, am zis că v-ați vindecat. Frumos, echilibru, v-ați găsit echilibru. Și asta este, pentru unii dintre voi, probabil că lucrați de acasă. Și dacă nu e vorba de lucru de acasă, veți avea niște colaborări care vor aduce vindecarea altor persoane și îi veți distra și îi veți vindeca și le veți crea stabilitate și manifestând aceste lucruri, veți manifesta stabilitate, poate și în această relație, măcar o prietenie frumoasă, dacă nu o relație de lungă durată, ceva frumos, stabil, pentru că știți că este ceva special între voi. Hai, clarificăm 6 de bâte. Unde sunt ei? 6 de bâte. Ioh, ce-a zburat! 6 de bâte, valetul de cupe, dar e nemanifestat. Acest personaj vrea să vină înspre voi să vă cucerească. Atrage atenția multora, dar ar vrea să vină, dar măi, de ce efectiv? Am senzația că este rușine. Este rușine să-și ceară scuze. Știe că trebuie să-și ceară scuze, dar este jenă. Fantastic. Clarificăm. Continuare. 6 de bâte.
6 de bâte, vrea să muncească relație cu voi, vrea să vină să vă cucerească, a cucerit destul prea multe persoane, deocamdată vrea să vă cucerească, ar vrea pe voi. Și le rușine, dar de ce să le fie rușine să vorbească? Adică nu e vorba de de rostit în sine, de comunicare, cât de a comunica emoțiile, regretele, eventual scuzele. Oh, exact ce zic. Se simt încă răniți, știu că v-au rănit, știu că ați suferit. Puf, și ce simt în suflet acum. Da, ia uite. Am înțeles că voi le aduceți fericirea, că sunteți stabili împreună. Regina de spade e steață. E înțeleaptă. Da? Mai dăm o carte de acești 6 de bute. Din acest motiv, încă nu și-au vindecat, interesant, nu și-au vindecat inima. Vor să ofere stabilitate, dar deocamdată se luptă cu ei. Pe de altă parte, foarte interesant, posibil să fie răniți ori de o mamă, ori de o altă persoană, poate prea materialistă, sau prea tradițională, care nu le-a înțeles dorința de independență, de creativitate, cum le înțelegeți voi, pentru că voi am senzația că voi îi înțelegeți din punctul ăsta de vedere. Da? Poate unii iar văd diferite mesaje, probabil variabile pentru unii și pentru alții. Au fost manipulați de o persoană printr-un copil sau persoana respectivă a pierdut un copil și au început acuzațiile și din cauza asta s-a accentuat suferința și eu știu ce alte chestiuni, da? Că am zis că a mai fost a treia persoană în zona lor, în capitolul lor. Poate că e mamă, dacă nu este, da? E o chestiune de maternitate, eventual, sau și în plus, sunt multe mesaje, pentru că o carte, am spus, transmite multe mesaje, nu un singur mesaj. Acest personaj își dorește să vină spre voi să exprime scuze, dar le este jenă. Este foarte mare jenă, eventual, pentru că știu că v-au rănit, deși nu meritați, deși erați o persoană stabilă și valoroasă. Pentru că poți să fii independent, gen 9 de monede, să fii și independent și stabil. Lumea își închipuie că dacă e, vai, uriul meu, totemul meu. Lumea își închipuie că dacă ești independent, gata, trebuie să te duci cu toată lumea. Nu, nu e. Când îți cunoști valoarea, nu te duci. Ei știu că voi vă cunoașteți valoarea și nu vă duceți. Și vă apreciază. Aveți stabilitate, sunteți persoane stabile și creative, da? Nu înseamnă că dacă, ia uite, dacă vă jucați, gata, invitați și pe alții în cercul vostru. Invitați pe cei care vă apreciați, da? Interesant. Valetul de spade. Cum vă văd ei? Magicianul, dar a venit un pic... Cum vă văd ei? Așa asta, 10 de monede, interesant. Cum vă văd ei? Valetul de spade. Clarificăm valetul de spade. Mi s-a părut că asta vrea să vină, da? Faetonul. Interesant, poate că... Poate. Da, pentru unii dintre voi, acum văd un alt mesaj în plus. Interesant. Aș vrea să-mi confirmați. Pentru unii dintre voi, poate voi ați fost ori într-o căsnicie, ori 10 de monede, în general, pentru mine reprezintă familia tradițională, educația din care veniți, da? Sau familia pe care vă faceți. Poate unii dintre voi vreți să lăsați în urmă această familie, pentru că văd 0 și la 4, 4 care înseamnă casă, da? Și să manifestați ceva nou, dar sunteți în proces de manifestare, pentru că a venit magicianul un pic oblic, da? Că v-ați luat mașină, că mergeți cu mașina, sau glumesc sau nu glumesc, nu? Poate mergeți cu mașina într-o nouă direcție, vă căutați o nouă casă, o nouă direcție, da? În zero, luați de la zero. Poate că ei știu.
Da? Că vrei să manifestați ceva nou. Că vrei să manifestați stabilitate, 10 de monede, stabilitate într-o altă direcție, care vă este potrivită. Faetonul merge către stea, potrivită destinului vostru. Iar simt o oglindire. Dacă ei au trecut prin niște situații acasă, cu mama lor, cu, eu știu, o relație de lungă durată și voi ați pățit la fel. Hai să vedem. 6 de monede. Cum îi vedeți voi pe ei, 6 de monede? Da, că au fost, iau, blocați într-un triunghi amoros, eventual, blocați în contracte, blocați în gânduri. Clarificăm. 6 de monede. Eventual într-un program mental. Rămâne de văzut, hai să mai vedem. 6 de monede. Dar ideea e că amândoi, da, cum am zis, amândoi lăsați în urmă, ori o familie, ori un contract, ori un job, ori familia din care veniți, ca să deveniți independenți, pentru că aici este punctul central în acest moment. Amândoi vreți să fiți independenți pe cont propriu, pentru că nu e cum să... De-aia, interesant, apare în trecut 10 de monede la ambii. Familia. Familiile voastre au stat în calea manifestării relației dintre voi doi. Diavolul pentru mine înseamnă și familie, și relație. Da, pentru că familia nu ți-o alegi. E o karmă. E o karmă familia. Pe care o faci și pe care, din care vii. Dar ai șanse, dacă ești totuși un om trează, ai șanse ca familia pe care ți-o faci să nu mai fie karmică, să fie darmică. Da? Pentru asta înseamnă multă vindecare și multă muncă personală de creștere spirituală. Deci, clarifică 6 de monede. Interesant. Da? Amândoi trebuie să ați lăsat în urmă familia, casa, mediul în care ați crescut, cultura, tradiția, ca să vă descoperiți autenticitatea, dragii mei. Nu e vorba doar de independență financiară, e vorba de autenticitate. Cine sunt eu în acest context? De-aia am zis că vă înțelegeți și creativitatea și dorința de a fi pe cont propriu. Cine sunt eu în lumea asta? Sunt proiecțiile familiei? Ia uite. Unde-i vedeți voi? Da, știți că au fost blocați într-un contract. Că e familie, că e loc de muncă, că e ceva. Și că vor să meargă 6 de bâte. 6 de bâte este și aici prezent. Vor să meargă într-o direcție care să le aducă stabilitatea. Eventual, independența financiară. Dacă se separă, că știți că se separă, că nu știți, că intuiți, știți că vor să-și reconstruiască viața. Pe alte principii. Pe noțiuni care țin de stabilitate. Știți că vor să vină spre voi cu... Știți? Intuiți. Voi aveți aici arcane majore, sunteți un pic mai... Aveți. Aveți o energie mai puternică. Intuiți că vor veni spre voi cu dorința de a vă cuceri, de a oferi ceva stabil. Știți că vor veni. Știți că trebuie să aleagă, da? Că trebuie să renunțe și la confuzii, la prea multe opțiuni, poate au avut opțiuni. Da? Dacă a lucrat în public, dacă atrag publicul, a avut opțiuni, variază, da? Ia, clarificăm 9 de monede. Eu zic că este așa simt, că amândoi, repet, până vă plictisiți, trebuie să lăsați o educație, o cultură, niște tradiții, familiile voastre, eventual, pentru a fi independenți. Și abia manifestându-vă autenticitatea, se va manifesta și adevăratul potențial dintre voi doi. Foarte interesant mesaj. Nu l-am mai văzut până acum. Ia uite, un nou capitol. Regele de cupe. Marea preoteasă, zic, intuiți. Și valetul de bâte. Amândoi. În această nouă direcție și în regăsirea autenticității veți manifesta un nou capitol în viața voastră.
în care veți păstra această dragoste ca fiind necondiționată, veți crește spiritual, eventual veți ține secret această dragoste și veți exprima. Nu știu, în perioada aceasta apropiată se va exprima ceva frumos, vor fi niște mesaje creative, frumoase. Dacă este distanță mare între voi, se va depăși această distanță. Pentru că simțiți cu Marea Preoteasă, simțiți că există dragoste. Ia uite, asul de cupe la capătul setului. E nemanifestat, e ascuns, e asul de cupe, ia uite. Dar interesant cum relația dintre voi, la un moment dat, a fost, cum să explic, a trecut și trece prin profunde transformări, tocmai ca să alegeți Dharma. Astfel de cupe cu justiția, văd justiția divină prin dragoste. Eu asta văd, văd Dharma, nu mai văd karma. Justiția cu asul de cupe văd Dharma, un dar divin, e această dragoste. În viitor ce apare? Șase de spade, da, lăsați greutățile, toate aceste probleme prin care ați trecut și separat și poate și împreună, lăsați în urmă și mergeți înainte către soare. Ia, da, ce frumos! Nu știu, ia, nu mai știu dacă am văzut filmul Aviatorul, poate voi l-ați văzut și are vreo legătură? Da. Aveți idealuri mult mai altfel decât restul. Sunteți mai aventuroși. Ce frumoasă imagine pentru șase de spade. Și vorba de relație în sine. Lăsați greutățile și mergeți înspre locuri senine, înspre reușite. Hai să vedem șase de spade. Uf! Eremitul. Șase de spade. Justiția. Wow! Arcane. Hai să vedem cum e. Două cărți. Da. Lăsați aceste griji. Așa le văd mai degrabă. Învățați să vă echilibrați. Învățați să vă găsiți lumina în întuneric. Și găsindu-vă, repet, până vă plictisiți. Dacă vă găsiți lumina separat, ideea este să nu deveniți dependenți. Aia a apărut la capătul setului de cărți, diavolul. Aceasta este tendința multora, să căutăm salvarea în celălalt. Nu, voi ați înțeles că trebuie să vă salvați voi pe voi și salvându-vă, găsindu-vă lumina în viața voastră separat, o manifestați în relație dintre voi. Da? Reușiți să echilibrați această tendință. Dacă a fost tăcere între voi, se vor exprima eventual grijile, stresul pe care l-ați simțit cândva cât ați fost separați. Mai dăm o carte totuși, interesant. 9 de cupe. Este speranță. Se dorește. Da, cucerirea acestei relații. O carte. Da, 6 de monede. Se va restabiliza. Iar 6, iar balanță. Se va manifesta reciprocitate, echilibru. În contextul ăsta îl văd altfel. Nu ca aici. Ca al treilea element. Nu. Da, se va manifesta reechilibrarea situației. Ia uite, și asul de bâte. Ideea este că trebuie să lăsați în urmă dorința de control. Poate că unul dintre voi are această dorință de a domina și de a controla mai mult decât celălalt. Acela trebuie să învețe să lase în urmă această dorință de control și să meargă înspre această
acest potențial foarte creativ, astfel de bătă, afară de atracția fizică care este între voi, există și multă creativitate, este un potențial creativ pentru cine vrea să înțeleagă, are urechi de auzit. De spade și valetul de monede, da. Și în viitor, sau bine, nu chiar viitor, aici este viitorul, că vă echilibrați. În această perioadă, să zic, ca și manifestare. Se dorește foarte mult, cred că amândoi vă doriți, este dorința ambilor, obsedantă, de a comunica practic. De a comunica practic, de a ieși din întuneric, de a ieși la lumină și de a manifesta ceva împreună, de a crea, de a... Că aveți și asul de bâtă, da? 8 de spade. Dacă au vrut să vină împreună, 8 de spade și valetul de monede, așa a vrut. Pentru că știți că sunteți independenți, sunteți creativi, sunteți puternici, ați trecut prin foarte multe. Amândoi vă doriți obsedant să ieșiți din acest 8, da? Și să transformați tot stresul și toată suferința în ceva creativ, într-un proiect, ar putea să fie un proiect. Clarificăm. 8 de spade. Am zis că trebuie să vă găsiți independența. Ia uite. Știți că puteți să creșteți împreună, că puteți să munciți, că puteți să fiți să explorați zone pe care poate altfel separat nu le puteți explora decât împreună, pentru că sunteți puternici. Ce cărți faine au venit. Asta e obsesia voastră, să zic. Gândurile voastre. Și iar aveți 2 de 8. Am zis, tocmai pentru că v-ați transformat și vă eliberați de niște lucruri care v-au ținut pe loc, puteți să manifestați această abundență. Dar pentru asta trebuie să munciți împreună. Este o muncă împreună de transformare, de manifestare a abundenței, repet. Și creativitate, iar o chestiune de creativitate, cavalerul de bâte la fel. Poate și comunicare, poate și acțiune, acțiuni creative, poate și călătorii. Posibil. Ideea este că puteți să explorați zone necunoscute până acum. Dar iar este un lucru în echipă, repet, sunt doi oameni puternici, independenți, care pot să creeze stabilitate și lucruri frumoase, fără să-și bată capul cu contractele acelea tradiționale. Ia uite unde s-a oprit la 2 de cupe. Măi, și la asul de cupe, câtă dragoste și steaua, ce frumos e 9 de cupe. Când vine să și plâng de fericire. Și 3 de cupe, dar știți că, iar, poate că este și un pic de gelozie pe aici, pe acolo, dar în primul rând 5 de bâte îl văd ca pe o dorință de a vă lupta pentru această dragoste. Dar, repet, materializarea ei. Măi, ce frumos, arată foarte frumos. Aștept să văd în cât timp se materializează. Pentru că materializarea variază de la un om. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup, ceau, ceau, numai bine. Închide-te. Închide.